rozinile, mai ales cele roz, și are 125 de meserii. Și sigur o cunoașteți și voi. Sunt Raluca și da, ați ghicit! Barbara este de fapt celebra Barbie despre care vom vorbi astăzi. Ruth Handler deținea împreună cu soțul ei o mică afacere de rame de tablouri și jucării din plastic. Într-o zi, Ruth a urmărit-o cu atenție pe fiica ei Barbara, care se juca împreună cu prietenele ei cu păpuși din hârtie. Fetele își imaginau că păpușile sunt de fapt adolescente și tinere adulte, moderne, pasionate de modă, având diverse cariere de succes. Și dintr-o dată i-a venit ideea. Ce ar fi dacă ar inventa o păpușă cu corp de adult pe care să numească evident Barbie după numele fiicei ei? O păpușă de genul acesta văzuse într-o excursie pe care o făcuse în urmă cu 3 ani cu familia ei prin Europa. Când au trecut prin Germania, i-a atras atenția o păpușă care devenise mascota ziarului nemțesc Bild. Se numea Bild Lily și fusese mai întâi personaj de benzi desenate în ziarul care o promova. Ruth a luat-o ca model, i-a împărtășit planul soțului său, care a fost destul de sceptic, dar în cele din urmă a acceptat, de dragul soției, să facă un test. Va produce păpușa la compania lui, dar dacă nu merge, se vor opri imediat. Pe 9 martie 1959, la târgul de jucării din New York, compania Mattel expune prima păpușă cu corp de adult. Era o combinație între cele mai iubite vedete ale vremii, Marilyn Monroe și Elizabeth Taylor. Până atunci, toate păpușile aveau chip de bebeluș sau de fetițe. De aceea, mamele au fost surprinse, iar unele chiar șocate. Ruth a spus atunci că Barbie este simbolul tinerelor libere și ambițioase. O fetiță poate ajunge orice visează să ajungă, iar Barbie reprezintă faptul că tinerele au dreptul să-și aleagă propriul drum. Ea are posibilitatea să facă alegeri fără a fi constrânsă de prejudecăți. Își poate alege orice stil vestimentar și orice meserie, de la cântăreață până la președintele Statelor Unite. Barbie poate să fie orice! Este o femeie independentă, emancipată și stăpână pe viața ei. Ruth a ales să-și promoveze invenția direct consumatorilor, adică să le vorbească direct copiilor. Pentru asta a riscat enorm și a investit toți banii companiei Mattel într-o campanie publicitară inedită în cadrul emisiunii Clubului Mickey Mouse. So petite, her clothes and figure look so neat. Her dancing outfit rings the bell. At parties she will cast a spell. Purse and hats and gloves galore. And all the gadgets gals adore. Barbie dressed for swim and fun is only $3. Her lovely fashions range from $1 to $5. Din fericire, și-a atins scopul. Odată cu prima păpușă Barbie, Ruth a creat în jurul ei o poveste, oferindu-i o personalitate proprie. Se numește Barbara Millicent Roberts. Este fiica lui George și a lui Margaret. Imediat după apariția primei păpuși Barbie, a apărut și prietena ei, Midge. One evening in Barbie's dream house, surprise! It's Midge, Mattel's marvelous new teenage doll. Midge is Barbie's best friend. În primul an de la apariție, Barbie s-a vândut în peste 300.000 de exemplare, o păpușă costând în medie $3. Compania s-a confruntat cu acuzații de rasism, motiv pentru care 10 ani mai târziu, Barbie s-a împrietenit cu Hispanica Teresa și cu afroamericanca Christy. La cererea publicului, Ken a apărut la 2 ani după Barbie și purta de această dată numele fiului lui Ruth. În 1961, Barbie și-a cunoscut alesul. It all started at the dance.
Barbie, the famous teenage fashion model doll by Mattel, felt that this was to be a special night. And then it happened. She met Ken. Nu a durat mult și Mattel a început să fabrice și copii după chipul și asemănarea lui Barbie. Familia fiind acum completă. Printr-o strategie de marketing, Barbie și Ken s-au despărțit în anul 2004, dar s-au împăcat în 2006. În 2002, Barbie avea deja 6 frați și surori, 31 de prietene și 40 de animale de companie. Câini, pisici, cai, lei, zebre și chiar și un urs panda. Mai are un corvet roz, decapotabil și nenumărate haine și accesorii. Cu toate acestea, Barbie a rămas o femeie modernă care nu se mulțumește să fie doar soție și mamă, având un CV impresionant. Din 1960, Barbie începe să practice diverse meserii. Primele aptitudini ale ei au fost de model și designer vestimentar, de cântăreață, balerină, soră medicală, bună sau profesoară. Din 1965 au început să apară păpuși cu profesii până atunci destinate exclusiv bărbaților. Așa, Barbie a devenit pilot și cosmonaut, iar în 1991 chiar candidată la postul de președinte al Americii. De-a lungul ultimelor 7 decenii, chipul, coafura și vestimentația acestor păpuși au cunoscut transformări incredibile, urmând trendurile momentului. De locul lor se ocupă designer și hairstyliști renumiți, care nu lasă niciun detaliu la voia întâmplării. Succesul companiei Mattel a devenit atât de mare încât au apărut cerințe de păpuși personalizate. Așa, au apărut păpușile Barbie cu chipul vedetelor din diferite decade. Copiii s-au putut juca de-a lungul timpului cu păpuși Cher, Audrey Hepburn, Cyndi Lauper, Diana Ross, Elvis și Priscilla Presley, Jennifer Lopez, Britney Spears, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga sau Nicki Minaj. Pe același principiu au fost create păpuși identice prințeselor din filmele Disney, fiecare dintre ele fiind accesorizată corespunzător. În țările arabe, păpușa nu este deloc agreată. Este interzisă vânzarea lor, deoarece intră în contradicție cu rolul femeii musulmane. Copiii nu sunt singurii înnebuniți să achiziționeze păpușile Barbie. Peste tot în lume au apărut colecționari, de fapt colecționare, de modele vechi de Barbie. Compania Mattel are o divizie specială destinată doar colecționarilor. Un exemplar al primei păpuși Barbie se vinde acum că numai puțin de $15,000. Dintr-o idee îndrăzneață și nu prea realistă, Barbie a devenit cea mai cunoscută păpușă la nivel mondial, mereu într-o continuă schimbare, dar totuși inconfundabilă. Barbie a redefinit jocul cu păpușile, transformându-l într-o lume adultă la dispoziția copiilor. Pe săptămâna viitoare! Pa, pa! Barbie, you're beautiful. You make me feel my Barbie doll is really real. Barbie's small and so petite, her clothes and figure look so neat. Her dancing outfit rings the bell. At parties she will cast a spell. Purses, hats, and gloves galore. And all the gadgets gals adore. Barbie, beautiful Barbie. I'll make believe that I